Bine, Teo, trei respirații pentru a ne sincroniza. Vreau să simți, acum o să simți punctele de contact al corpului tău cu scaunul, coapsele, fesele, spatele, umeri, cap. Și în același timp, iei contact cu atmosfera din cameră, cu lumina. Și din ce în ce mergi spre o călătorie în interiorul tău. Foarte bine. Și orice senzație externă, orice sunet exterior, și acum lumina este puțin vizibilă dincolo de ploapele tale închise, te vei conecta din ce în ce mai mult, mai în profunzime. 5. Și te relaxezi. Acolo, unde ești în contact cu subconștientul tău. 4. Simți senzația de greutate care începe să-ți cuprindă picioarele. Și înaintează spre trunchiul tău, mâinile, brațele, gâtul, fața. Acum ți-a cuprins tot corpul. 3. Și mergi din ce în ce mai în profunzime de 2. Cu fiecare respirație, te relaxezi mai profund. O să număr de la 1 la 3 și în timp ce număr, te vei conecta la partea subliminală a lui Lucas de 10 ani și 4 luni. Iar când ajung la 3, vei decodifica ADN-ul lui Lucas. 1, 2, 3. Poți să-l văd, îl percep. E ca și cum aș fi într-un câmp de flori și el sare, aleargă în jurul meu. Identifică. În continuu. Identifică-l prin ADN eteric. Să se oprească. S-a oprit. Îl văd când copil, când ca un adult foarte înalt. Un bărbat. Și tu schimbă forma. Privește-l în ochi sau atinge-l. Da.
văd niște ochi mari, negri. Și în spatele lor e ca și cum aș intra într-o lume întreagă. Decodificat de neoleteric. Cred că e el, nu, nu percep alte, eu percep ADN uman. 100%? Nu. Îmi vine 80% ADN uman. Și restul? 15-20% e ca și cum ar fi de pe alte planete. Ca și cum ar fi și din alt univers. Când spui alte planete, faci referire la numeroase alte planete? Nu, doar diferite de Pământ. Mm-hmm. Cu ființe diferite de umani. Mm-hmm. Percep ce rasă? Ce rase? Nu văd doar ochii. Ochi negre în totalitate, fără alb. Ok. De o privire ok, e blândă. Știu că foarte mari și rotunzi. Trebuie pe Lucas, care este motivul pentru care s-a încarnat în această viață fală pe Terra? Ca să experimenteze. Îl percep foarte vesel, e ca și cum ar țopăi. Care este motivul veseliei lui? Fără griji. Unde se află acolo, aici și acum? Scuză-mă, acolo și apoi aici și acum. Când vorbesc cu el acum, suntem într-un spațiu vid, dar în același timp percepem și mișcarea asta ca și cum ar fi fost senzația unui câmp de flori. Nu suntem nicăieri anume. Care este originea acestui spațiu vid? E lumea lui. Când spui lumea lui, este creată de el? Da. Întreabă-l de ce a avut nevoie să-și creeze acest spațiu. Pentru că se simte bine acolo. Îi place. Se simte în siguranță. Lucas a mai avut vieți pe Terra cu părinți biologici? El îmi spune că nu ține minte. Dacă totul este relativ nou pentru el și interesant. Întreabă-l unde este corpul lui fizic acum. Mi-arată o cameră. Într-o încăpere. O vede pe mama. Percep prezența mamei lui ca și cum ar fi în altă încăpere sau în altă parte, nu lângă el. În momentul ăsta. El și-a ales părinții actuali? Nu înțelege întrebarea, e ca și cum ar zice, cum adică să-mi aleg părinții, puteam să fac asta. Pare nedumerit. Ok. Teo,
Număr până la 3 și la 3 merge la momentul reîncarnării a lui Luca. Să spunem cum îl vezi. 1, 2, 3. Văd un cordon umbilical. Și percep prezența unor buraște în dreapta, în afară, iar cordonul se duce la un fetus foarte mic. Tot așa suntem în vid, într-un spațiu gol, întuneric. Sunt două, trei buraște mici, ca niște buraște de lac. Care se uită. Doar privesc, nu. Nu par amenințătoare, nu intervin. Ce anume observă? Se uită dacă tot procesul decurge cum trebuie. E ca un cordon umbilical, iar prin el sufletul lui intră și se întrupează. Ce vârstă are fetusul? Poate câteva săptămâni, maxim. E foarte mic. Nici noi, de-abia i s-au format ochii. Și se încep să-i se diferențieze membrele. Foarte nediferențiat. Mergi la un moment important. Broaștele interacționează cu el. Începând cu ce vârstă? Îl văd tot fetus, doar că acum are câteva luni. La vreo 5 luni. Și ca și cum i-ar transmite instrucțiuni. Ca și cum i-ar da un script cu ce trebuie să facă. Prin ce modalitate? Telepatic. Observă... Da, spune. Și ca și cum ar avea și în mâine, așa ca o hârtie. Lucas? E nou broaștele. Ca și cum ar citi, exact ca și cum ar fi un script. Și le citesc și transmit lui. Observă acel script. Ce este marcat acolo? 1, 2, 3. Contractul lui scris cu litere foarte frumoase, așa, cârligate și cu roșu, dar sunt niște litere necunoscute mie. Sunt ca niște înflorituri, așa. Și scris cu negru, dar unele cuvinte sunt în roșu. Cum reacționează? Seamănă așa cu scrisul arab, cumva, dar nu e arab. Cum reacționează Lucas în acel moment, într-un prim moment de transmitere? Este foarte ascultător. Și se supune, este foarte ascultător. Observă anumite emoții pe care le produce Lucas? Ar văd că ascultă cu atenție. Nu percep frică din partea lui. Mai mult interes, curiozitate. Ok, derulează timpul până la un alt moment important intrauterin. 1, 2,
Văd o naștere, ca și cum ar fi o cezariană. Nu știu dacă s-a născut natural sau nu, dar văd o tăietură în burta mamei. Și el este scos. Și urlă. Urlă foarte tare. E nemulțumit. Care? Și e murdar. E foarte murdar. E ca o mâzgă pe el peste tot și urlă foarte tare. Nu-i place. E nemulțumit. Și ca și cum ar zice ceva de genul. Nu asta voiam. Nu e așa cum am vorbit. Cumva furios sau... E o furie neputincioasă. Ca și cum... Ca și cum s-ar simți păcălit. Care este motivul acestor emoții? Ce anume l-a păcălit, ce anume nu e așa cum își dorea? Realitatea, viața pe care urmează să o aibă. Ceea ce vede în jur, ce percepe, e diferit de ce i s-a spus. Nu simte așa cum ar fi trebuit, cum credea. E diferit. În momentul nașterii, vezi acele braște prezente? Le simt prezența, să mă uit după ele. Sunt undeva ca în spatele unui geam. Sunt mai la distanță acum. În spatele unui geam și privesc ca și cum ar fi un ecran de protecție. Sunt în contact cu Lucas? În momentul ăsta mi se pare că s-au pus în spatele geamului pentru că le este cumva teamă de reacția lui. Și au luat distanță. Ok. Vreau să mergi până la un moment important în următoarele 12 luni după naștere. 1, 2, 3, 2011-2012. Ele pe podea. Nu poate să meargă încă. E de-a bușlea. Își simte capul greu. Nu poate să-și țină capul în sus mult timp. Se simte foarte neputincios. Și greu. Corpul ăsta e greu. E greu. Se simte singur. Podeaua din lemn. Îi urmărește detaliile. Nu vede decât de la nivelul podelei. Aude voci în altă cameră. El e singur. Își simte capul foarte mare, disproporționat față de corp, ca și cum ar fi o piatră care îl trage în jos. Care este motivul acestor senzații de corp foarte greu? Punct de vedere metafizic sau fizic. Nu știu, deci văd o imagine cu ca și cum ar avea capul de 3 ori mai mare decât corpul, umflat așa ca un balon. Să încerc să înțeleg de unde. La 3 vezi cauza acestui cap deformat. 1, 2, 3, niște injecții.
s-au făcut niște injecții care au introdus un lichid. În ce moment suntem? Pe linia temporală. Vine cifra 12, 12 luni. Uh-huh. 12 luni, ok. Ce făcea corpul fizic al lui Lucas în acel moment? Era pe podea, pe jos. Singur. Uh-huh. Iar... lichidul ăsta îi dă o senzație de ca și cum i s-ar umfla capul până aproape să-i pleznească. Își vede capul ca și cum ar fi un balon pe care să pocnească. Rotund, rotund, fără nas, ochi, urechi, nu mai au formă. Cine face? Și văd negru. Capul sau pe Lucas? Capul, pielea. Dar e la modul eteric, nu fizic. Mm-hmm. Cine administrează acele injecții? În plan fizic am perceput niște medici, asistente și un bărbat și o femeie care au făcut niște injecții. Mm-hmm. Posibil să aibă legătură cu vaccinuri. Ok. Îmi vine cuvântul vaccin. Iar în plan eteric îmi vin tot proaștele. Acum le văd și pe ele îmbrăcate în halat alb ca de medic, ca și cum ar face parte dintr-o echipă sanitară. Sunt două. Acum sunt mult mai mare, de formă umanoidă, nu mai sunt ca două broscuțe de lac. Sunt mari, formă umanoidă, membre alungite, stau în două picioare, cu halate albe, discută între ele și îl studiază. Își spun că așa o să fie mai ușor de controlat. Administrarea s-a produs în acel moment cu administrarea vaccinului? În plan fizic? Da. Ce au injectat? Și cu ce rol? Îmi vin cuvinte cloro, carburi, hidrat. Mm-hmm. Unde injectează? În vena jugulară undeva și la ceafă. La baza coloanei vertebrale, unde intră în craniu. Lucas simte, percepe ceva în acel moment? Urlă, îl doare. Urlă. Observă situl de injectare, locul de injectare. Și vezi unde merge acel lichid, unde se oprește și ce face. De unde vine sau unde pătrunde? Unde pătrunde. Vine de la cele broaște, uh-huh. Două, și unde merge, unde se oprește sau ce face? Pătrunde în creier. Uh-huh. Îi intră prin baza coloanei și se ramifică prin toată rețeaua sangvină. Toate vasele de sânge care alimentează creierul. Pătrund peste tot. Ok. Derulează după cum vrei timpul și vezi ce se întâmplă cu acel lichid în timp. 1, 2, 3. Creează niște inflorescențe de forma unor inflorescențe de broccoli în creier și sunt albe, ca un copăcel cu
exact de forma unui broccoli și apar din loc în loc între circumvoluțiunile creierului. Ce produc aceste inflorescențe? E ca un mucegai care se întinde. Ce produce? Degradare. Degradarea creierului. Nu mai funcționează neuronii cum trebuie. Sinapsele sunt întrerupte. Și ele adună în ele, stochează. Preiau părți din funcțiile creierului și adună date și în același timp emană ca un mucegai care se întinde, ca o boală care afectează tot. Ca și cum i-ar putrezi tot. Acest proces este reversibil sau ireversibil? Parțial reversibil. Se poate fi reversibil, dar nu se cunosc consecințele finale. Sunt experimente. Nu putem ști exact. Ok. Mergi înapoi la acel moment al injectării și verifică încă o dată dacă cele două injecții, vena jugulară și ceafă, amândouă merg doar spre creier sau mai merg și în altă parte. Nu, asta era doar cea de la coloana jugulară. Jugulara se duce spre inimă. Văd roșu, lichid roșu, îngroșat, ca și cum i-ar îngroșa sângele. Și când îi pătrunde în inimă, ca și cum i-ar face pereții inimii uscoși. Așa ca o mâzgă, ca un noroi. Scopul este ca să îi împiedice funcționarea inimii și în plan fizic și în plan eteric să nu își îndeplinească funcțiile naturale și normale. Să-l împiedice, să comunice. Cu? Portalul din inimă, să nu-l poată accesa. Să nu poată comunica cu cei din jur. Ok. Mai observ și altceva în legătură cu aceste injecții? E senzația asta de năclăială, de generală, pe care și el o percepe în legătură cu ființa lui. Năclăială? Da, ca și cum ar fi...
zăvălit prin noroi și ca și cum tot corpul lui ar fi plin de noroi și este scârbă de corpul lui. Nu și-l suportă. Se simte prizonier, e ca și cum ar fi prizonier în corpul fizic, pe care nu-l suportă, îi se pare murdar și grețos și greu. Ok. Deconectați-te de la această imagine, Teo. Și vreau să mergem în perioada de 30 de luni din viața actuală a lui Lucas, la 30 acolo. 1, 2, ești acolo. Cum îl vezi pe Lucas la 30 de luni? 2 ani și 6 luni. E ca un băiețel că stă pe colțul unei cuțe sau ceva din lemn, singur. Îl văd cu o înfățișare foarte clasică, ca un băiețel din anii 60-70, nu știu, cu șosete până sub genunchi, pieptăna cu cărare pe parte, brunet, cămășuță și vestuță, pantalonași scurți. Acum e foarte curat, îngrijit și stă. Stă în fund pe băncuță. E lumină, e zi. În depărtare niște copii se joacă, dar nu cu el. El e singur. Mereu singur. Observă mediul eteric din jurul lui și spune ce observ. Acum sunt mai multe braște. E un grup mai mare adunat în jurul lui. La fel. Ies ca și cum ar purta niște discuții colocviale destul de aprinse. Sunt cu ca niște dosare în mâini cu niște hârtii și cu niște pixuri și își tot notează chestii și discută între ele, se mai uită la el, el discută. Vreau să-mi spui dacă de la un an până la 2 ani și 6 luni au mai fost introduse și alte substanțe sau obiecte în corpul lui Lucas. 1, 2, 3. Vine ceva legat de anus și testicole. Dar nu văd. La 3 mergi la ce a fost introdus în anul și testicule. 1, 2, 3, vezi. Ca un inel metalic în anus, care are corespondență la niște, ceva ca niște biluțe metalice în testicule. Și au ca scop să-l împiedice să se reproducă. Unul din scopuri. Alt scop. Inelul din anus îmi vine că e pus acolo ca să-i țină anusul deschis, să nu se închidă. Pentru că pe acolo trebuie să se scurgă ceva ce ei colectează. Și să-l împiedice să nu-și închidă zonele. Ca și cum ar fi o recoltare. E o substanță albă, ceva uscos. Ca o energie.
Încercările lui de a se împământa cu planeta sunt de divagate, deturnate. Și mai vine că este frica, frica produsă de el. Și tot ce altceva mai produce e recoltat. Are legătură și cu excrescențele acelea albe, inflorescențele acelea din creier, care acum, ca și cum ar fi prins, s-ar fi prelungit pe toată coloana vertebrală în jos. Ce produc? Extensia lor pe, ce produce extensia lor pe coloana vertebrală? Fizic? S-a întins în corp. Îi controlează corpul. Control și recoltare. Și impunere. De? Impunere de? Impunere peste voința lui. Rescriere. Rescriere totală. A corpului fizic. În colaborare cu cel mental, emoțional, pe toate planurile. Ok. Mergem la vârsta de 5 ani, Teo. Număr până la 3. 1, 2, 3, ești acolo. O să-mi spui dacă alte substanțe sau implanturi au fost introduse. În afară de cele pe care mi le-ai spus. Îl văd cu ochii foarte înroșiți. Umflați și înroșiți. Ca și cum ar fi sedat. E aproape că nu e conștient. Unde se află corpul fizic în acest moment? Văd un pat ca de spital, șternuturi albe, iar corpul emoțional e pe iarbă, undeva într-un peisaj. Stă pe iarbă. Corpul eteric. E ca și cum nu ar mai fi, nu ar mai avea control, voință. Vine exact, e o imagine ca într-un spital psihiatric în care bolnavii sunt sedați și ca niște legume. Observă corpurile lui și spunem dacă există alte substanțe sau alte obiecte. Are perfuzii prinse în ambele brațe, îi intră în vene. Ce intră în vene? Niște acid la perfuzii. Există lichid? Sunt stânga și în dreapta. Sunt două suporturi din care se scurge o substanță albă, lăptoasă, viscoasă. Un efect secundar e și înroșirea asta a ochilor, a albului ocular. În jurul capului, da. La cap e ca și cum ar avea o, ca un inel lat metalic, ca de inox, ca o coroniță așa de în jurul tâmplelor, rătărată. Care este scopul? Și cu niște butonașe.
acestei coronițe? Control. Ok. Și acelei substanțe albe din perfuzii? Să fie liniștit. Să nu se opună. Să poată fi manipulat. Ok. Să fie cu minte. Ok. Iar la picioare îl percep ca și cum i-ar fi corpul, i-ar fi legat de patul respectiv sau ce e. Ca și cum ar fi prins în jurul mai jos de trunchi, cam în jurul stomacului. Așa, e un inel mare, metalic, care îl ține ca o, de formă unui, ca o cătușă, doar că e mult mai lat. Mm-hmm. Și e cu picioarele goale, dezvelit. La picioare nu văd nimic. Acel inel, ca o cătușă, unde se află? Cam în dreptul stomacului, sub, pe la, între trunchi și burtă. Și îl imobilizează. Și la mâini are. Da? La ambele mâini. Ok, Teo. Te conectase la imaginea asta? Acum o să faci o călătorie între 5 ani și vârsta actuală, 10 ani și 4 luni. O să scanezi corpurile interdimensionale și o să-mi spui dacă există substanțe sau obiecte noi. 1. 2. 3. În nas, în sinusuri. Ca niște dopuri. Scopul? Să împiedice curgerea fluxului vital. Și are ceva legătură și cu pituitarea și cu pineala. Și mai îmi vin cuvintele timusul și tiroida. Ok. Verifică dacă aceste de cine sunt puse aceste dopuri? Mi-apare aceeași echipă de broaște. Ok. Scanează și spunem dacă mai vezi și alte substanțe sau obiecte noi. La vârsta de 10 ani și 4 luni. Vine informația că timusul și tiroida au fost împiedicate să mai funcționeze normal. Au fost stopate din evoluție pe la vârsta de 5 ani. Și nu-și mai fac, nu-și mai îndeplinesc funcțiile. Scanez. Mi-apar așa ca niște, ca și cum ar avea niște lănțișoare metalice, ca de argint. Unde? Ca niște piercinguri care pornesc de la nas și se duc spre urechi. Da? Care este scopul, funcționalitatea? Ce-i produce plan fizic? Se simte urât, durere, are dureri de urechi, îi țiuie urechile, uh-huh. Îl dor timpanele.
îl deranjează ceva la nas, îi creează un disconfort, o iritare. Rezonează datorită metalului din care sunt construite. Rezonează cu fluxul electromagnetic Al? din jurul lui, din aer. Și produce ce anume această interferență reacție distorsivă. Creează în creier distorsiuni, vibrații neplăcute, produce stare de rău. Ok. Mai vezi și altceva? Verifică doar dacă aceste plănțișoare, piercing-uri, sunt puse de către cine. Mi-apare o imagine ca și cum și le-ar fi pus singur, dar ca să-și facă rău, pentru că se consideră oribil. Ca o dorință de a se chinui, de a-și face rău. Cum e aia când te tai cu lama la închieturi câte un pic și după aia te uiți să vezi cum se cicatrizează. O Ok. dorință de auto Pedepsire. Și de autodistrugere. Ok. Aș face rău. Mergi mai departe, scanează. La inimă, acum văd, în jurul inimii e ca o bucată de ciment împietrită. Inima de-abia mai bate în spate. Toată mâzga care era înainte s-a pietrificat și s-a transformat ca într-un fel de ciment, dar s-a mai adăugat straturi peste. Și acum e ceva ca un cub, de forma unui cub din ciment. Ce produce această pietrificare? Exact ce spune numele, o împietrire. Okay. Cine a pus? De fapt, aceasta a fost o... El a continuat. Da. A pus straturi peste straturi în dorința de a se autoapăra, să nu mai simtă durere. Ok. Se protejeze. Continuă să scanezi. Văd la încheieturi, în locurile unde se văd venele, e ca o gămălie de ac, câte una la fiecare venă. Ca și cum ar fi puse acolo ca să poată să fie introduse mai ușor diverse substanțe. Tot metalice. Sunt și astea. Cine le-a Atunci, pus acolo? Broaștele. Le ajută să fie mai rapid procedeul. Tot vine ideea că el se zbate, refuză, nu vrea și el încearcă prin toate mijloacele să continue experimentul și să facă să fie cât mai ușor pentru ele. Okay. Deci le vine greu. E un pacient, un subiect destul de dificil.
Are multă putere și a trebuit să îi bage foarte, foarte multe substanțe de calmare și de înfrângere a voinței. Ok. Se conectează de la imaginea asta. Teo, la 3, îmi spui care este cauza lipsei vorbirii a lui Lucas. 1, 2, 3. Tu vine o imagine cu ceva ca o nucă în gât, unde-i mărul lui Adam, cam în poziția respectivă, și are legătură cu tiroida. Simțeam și mai devreme, simțeam durere acolo, în zona aia. Și ca un nod în gât. Cine a introdus această nucă? Ca și cum ar fi crescut singură acolo, pare organică și s-ar fi dezvoltat. La 3 ai originea acestei nuci. 1, 2, 3. Este exogenă sau endogenă? Exogenă. Ok. Cine a pus acolo? Știu, tot vine cuvântul discopatie. Nu văd cine a pus acolo. Cineva a făcut-o să crească, nu a pus-o acolo. Uh-huh. Cine a făcut-o să crească? Unu, doi. Mi-apare un personaj uriaș, întunecat, cu flăcări în spate, ca și cum ar fi Iadul. Mm-hmm. Negru. Zice că e Lucifer. Decodifică prin cod genetic, prin ADN genetic, scuză-mă. E tot obrască. Face parte din aceeași echipă? Da. Ok. Perfect. Care este cauza lipsei... Deconectează la imaginea asta, Teo. Care este cauza lipsei empatiei? Cubul ăla din jurul inimii. Ok. Lucas râde haotic, fără motiv, cu schimbare de stare instantanee. Mergi la această cauză. Dacă există o cauză ezoterică sau nu. 1, 2, 3. El se vede pe câmpia aceea unde l-am văzut și eu când alerga în jurul meu și râdea, era vesel. E ca o... separare, se cheamă, e un termen. Când se separă în două. O splitare? Mhm, ceva de genul. Ca un fel de schizofrenie, dar nu e chiar schizofrenie. Ok. Și o acțiune... care a avut la o bază, a pornit din dorința lui de a se separa, de a nu mai suferi, și și-a creat un spațiu imaginar. Mm-hmm. În timp ce este în acel spațiu imaginar, rămâne în contact. Ce se întâmplă cu corpurile lui interdimensionale? Corpul fizic este acolo, corpul său eteric este în acel spațiu.
Există o conexiune? E ca și cum s-ar împrăștia în toate părțile. Ok. Și ce produce această împrăștiere? Ce îi produce? O separare. Mm-hmm. Fizic se traduce cum această separare? Care sunt simptomele fizice? Nu înțeleg întrebarea. Această separare a lui Lucas când se află în acel spațiu, fizic, haotic. Se observă? Haotic. Okay. Comportament haotic, inexplicabil. E disrupt, rupt, discontinu, fără logică. E ca și cum ar sări dintr-un loc în altul, dintr-o zonă în alta. Nu are coerență. Incoerent. Mm-hmm. Ok. Deconectase la imaginea asta. Există o cauză ezoterică pentru autismul și ADHD-ul lui? 1, 2, 3. Da sau nu? Da. Care este, care sunt aceste cauze sau această cauză? Sunt mai multe. În principal e contractul pe care l-a făcut cu broaștele. Mm-hmm. Apoi a fost trauma realității fizice materiale. Îmi vine informația că el nu se mai încarnase pe pământ până acum. Iar când a intrat în contact cu materia, nu i-a plăcut deloc. I s-a părut oribil și greu și dureros. Îi pare rău că e aici. A făcut o greșeală. Nu știe. Fără scăpare. Ok. Totul e oribil. E oribil. Ok, deconectează-te de la imaginea asta tău, ridică-ți frecvențele, închide accesul la corpul tău emoțional și mental. Ok. Există o cauză ezoterică pentru dependența lui de mâncare, în special de dulciuri, și de a refuza să mănânce singur acasă. Da sau nu? Da. Care este aceasta? Care sunt sau este? Îmi vine un cuvânt ca bulimie, ca un fel de bulimie. Mhm. Care îi asigură o stare temporară de bine. Mm-hmm. Asta este efectul, însă cauza? Ce cauzează această dependență? Este indusă, să înțeleg, de el? Așa percep. Okay. Mă uit să văd dacă e vreo interferență. E dorința lui. Ok. Dar protecție? Inconștientă. Dorința lui inconștientă. Da. Ok. Este o dorință a corpului eteric? Sau nici măcar? E o combinație între corpul fizic și emoțional. Ok. Există o cauză ezoterică pentru mersul pe vârfuri de la naștere. De când a început să meargă, probabil. Da sau nu? Nu dau seama dacă e o cauză ezoterică sau nu. Mi-a venit informația că e un răspuns la gravitație. Pentru că se simte greu
Și corpul îl simte greu și gravitația. E o reacție la gravitație. Foarte bine. De ce Lucas refuză să se spele singur și doar păcălit face baie? Pentru că oricum este murdar. Apa nu îl spală. N-are niciun rost. Nu se duce niciodată noroiul care e pe el. Apa nu îl spală. E ceva inutil. Acțiune inutilă și enervantă. De ce are scaune haotice? Rămânem pe domeniul de spălat. De igienă, nu vine acum. Nu percep nimic. Ok. Mi-ai vorbit despre un inel la nivelul anusului. Verifică dacă există vreo legătură. Da. Inelul acela îi împiedică funcționarea normală a anusului. A fost pus pentru alte scopuri, nu ca să-i faciliteze lui defecarea. Ok. De ce nu se dezvoltă genital? Există o cauză ezoterică, da sau nu? Am vorbit despre ele. Ok. Deci vorbim despre aceleași biluțe metalice de la nivelul testiculului. Foarte. Da. Întrebarea sună, ce probleme are la ochi? Chestia aia roșie, ochii roșii. Trebuie ajutat? Nu medicii. Ok. Ceva ezoteric. E un efect secundar. Ok. Lucas, la această vârstă, deja are sânii crescuți. În mod proeminent. Există o cauză ezoterică a acestei condiții? Da, după cum am spus, timusul și tiroida au fost împiedicate să mai funcționeze normal. Ok, mergem mai departe. Lucas refuză medicația clasică pentru ADHD, cred, Stratera. De ce? Știe că nu-l ajută la nimic. Această medică. Și este frică de doctori. Nu suportă oamenii în halate albe. Face referire la grupul celor da. Doi? Da. Ok. Sunt mai mulți. Dar doi în principal. La școală se observă un retard semnificativ și nu asimilează. Ce efecte are școala actuală asupra lui? E ca și cum el nu ar fi acolo, de fapt. Nu se poate adapta și are legătură cu ramificațiile acelea albe, cu ca de brocoli din creier, care îl împiedică să se adapteze și să gândească normal. Lucas nu are intenție de autonomie. Își dorește ceva pentru el? Are intenția să recupereze această autonomie? Este sedat foarte tare. Nu are. Voința lui este aproape de zero. E ca o legumă. În plan eteric. E imobilizat, sedat. Nu are absolut nicio. Capacitate,
putere de a iniția ceva. Uh-huh. De ce tatăl biologic nu este interesat de Lucas? Este împiedicat sau este dorința tatălui? 1, 2, 3. Broaște. Începem. În capul tatălui este ideea că copilul este o broască urâtă și oribilă. Cum fac acest lucru? Cum deformează percepția? Prin ce modalitate? E ca și cum el ar percepe prezența broaștelor, dar nevăzându-le, crede că ceea ce percepe el provine de la copil. Ok. Și are o stare de greață și de respingere. Următoarea întrebare pusă de Daniela, mama lui Lucas, care întreabă care este cauza stagnării în evoluția lui la terapie. Nu știu ce terapie, nu este precizat. De ce refuză școala? Merge până la clădire și refuză să intre. Nu-i place acolo. Se simte chinuit. Nimeni nu-l înțelege. Oricum nu înțelege nici el nimic. Nimic nu are rost. De ce este agresiv cu părinții biologici și cu bunica maternă, dar și cu copii? E o reacție a corpului fizic provenită de la cel emoțional, de autoapărare, durere. E o reacție firească. Consideră că nimeni nu îl poate ajuta. Până acum, tot ce a experimentat a fost doar suferință și durere. Și lipsă de putere. Ok. Foarte bine, Teo. Vreau să te deconectezi puțin de la imaginea asta, la 3. O să mergi în locuința actuală a lui Lucas, care locuiește cu mama lui și cu bunica mamei, cu bunica lui din partea mamei din 2008. Vreau să la 3 vreau să spui dacă există blocaje în acea casă. 1 2 3 Simt o frică în zona stomacului. E ca o zonă unde e multă frică. Ca și cum frica ar fi amplificată. Multă frică. Privește deasupra, spunem dacă vezi obiecte care amplifică această frică. 1, 2, 3. Televizorul. Ce se află în televizor? Dacă se află ceva? Imagini. Ok. Mesaje. Unde? Ok. Mă mai uit prin casă. Daniela spune că nu are spor la nimic în momentul în care intră în acea casă, locuință, iar copilul refuză să-și facă temele. Are legătură cu locuința? Da sau nu? Prima parte, da, a doua, nu. Ok. Temele au legătură cu școala și cu
senzațiile lui interioare și ideea de inutilitate. Sunt grele, greu de înțeles. Și încă ceva obligatoriu. Încă un lucru care îl forțează. Da. Iar în legătură cu Daniel, tot vine frica aceea. E foarte multă frică acumulată. E ca și cum aproape că ar fi palpabilă, ca și cum ar fi adunată la colțuri prin casă. Ar trebui să facă o curățenie generală, să arunce o grămadă de lucruri pe care nu le mai folosesc, fac o igienizare energetică. Da. Și poate oricând să schimbe locul. Nu este obligată să stea într-un loc unde nu se simte bine. Pentru că, pentru că ai vorbit de schimbarea locului, Daniela întreabă dacă este mai benefic pentru ea să se mute cu copilul din acea casă. Da. Să-și asculte întotdeauna vocea interioară, să nu mai dea deoparte. Ceea ce simte în interiorul ei este real. Să se asculte mai mult. Ok, Teo. Acum că am întrebat, am terminat cu majoritatea întrebărilor, vreau să te întorci la acea echipă de două broaște, începem să lucrăm. Când ești acolo, îmi spui, când le vezi, le văd. Care este liderul? Percep ca și cum ar fi o echipă. Nu, amândouă sunt egale, nu percep un lider. Între ele nu sunt egale. Există un lider al acestei echipe? 1, 2, 3. Ok, spune-mi ce vizualizezi. Simt conexiunea lor energetică, ierarhică, de subordonare față de o ființă, percep energie masculină, dar nu îl văd sub formă de broască, e mai mult sub formă umanoidă, dar nu e uman. Cu urechi clăpăugi așa și subțire, foarte subțire. Identifică prin ADN eteric și cere să-și reconstruiască forma originală. Văd o broască uriașă, ca o broască râioasă, mare și grasă, urâtă, oribilă. Un fel de șef. Cum îl cheamă pe șeful? E greu de pronunțat, e un fel de bahara. Ok, o să-i spun bar, ca să știm când facem referire. Ok, Teo, deconectează-te de la imaginea asta. Vreau să mergi la Lucas, pardon, înainte de, cu o viață înainte de venirea pe Terra și să-mi spui cum unde îl vezi și cum. 1, 2, 3. E pe altă planetă, într-o mină, în subteran. E copil. Muncește din greu. E ca și cum ar fi sclav. Foarte sărac. Ok. Cum moare? Cred că asfixiat în mină, mi-au venit cuvintele. Tot copil. A murit de copil. Vreau să observ dacă înainte de moartea lui, acea echipă de două broaște
era prezentă, era în contact. Da, era acolo. Ok, acum vreau să mergi la un moment dintr-o viață a lui Lucas unde această echipă nu era prezentă sau acest bar nu era prezent. 1, 2, 3. Spune-mi ce vizualizezi. E pe o planetă luxuriantă. Are o formă semi-umanoidă, ca și cum ar fi un fel de, ca o maimuțică, dar doar ca formă, pentru că e o formă de viață foarte avansată și inteligentă. Trăiește în natură, în armonie cu natura. E liber, pace, senin. Verifică. Tot e perfect. Verifică pentru a ne asigura că nu este în contact cu aceste broaște sau cu șeful lor. E cu mult înainte să le întâlnească. Ok. Acum vreau să mergi. Mergi la primul moment în care aceste broaște au luat contact cu el. 1, 2, 3. E într-o încăpere. Ceva oficial. Și se prezintă echipa aceasta. El e tot bărbat, ca la vreo 20 ceva de ani. Îi se prezintă și îi transmit că vor colabora, vor lucra împreună pe viitor, în vederea dezvoltării de proiecte pentru a face bine, pentru a urmări o dezvoltare generală. Unde ești în acel moment? Pe o navă. Pe o navă. Lucas este fizic, are un corp fizic? În acel moment? Să mă uit. Această scenă este o scenă eterică sau fizică? Stai să văd. Pare fizică. Cel puțin pentru el e foarte palpabilă. E ca și cum ar fi în viața respectivă și se prezintă broaștele. Însă nu are corp fizic ca pe pământ. E un corp astral, energetic. Și îl poate modifica. Atingești de codificat de neoeteric? Nu-i corp fizic. Nu-i corp fizic. N-are corp fizic acum. Dar el vede că e un corp fizic. Verifică dacă această scenă se întâmplă după un deces sau nu. 1. 2, 3. E într-o viață de după, de dincolo, dintre vieți. Dar el nu știe asta. Nu și-a dat seama că a murit. Pentru el totul este foarte palpabil. Vreau să... Perfect, deconectează-te. Acum, alege momentul când acele broaște se prezintă, însă când Lucas încă nu acceptă acel contract. Când ai găsit momentul, îmi spui.
face cunoștință cu ele, mm-hmm. iar apoi ele îi întind hârtiile alea pe care le poartă mereu în mâini și cu pixuri, îi arată contractul de colaborare să-l semneze. Okay. I-au prezentat tot scopul misiunii, care, bineînțeles, era diferit de cel real. Oprește timpul. Vreau doar, înainte de a te prezenta lui Lucas, să spui cum se numește. Marcus. Marcus. Și vreau să mai verifici care este următoarea viață. Dacă este viața lui Lucas sau nu. Nu, mai era cea de pe planeta respectivă, unde era în mină. Perfect. Ok. Teo, acum o să te prezinți lui Marcus și o să-i prezinți, o să-i arăți viitorul lui ca cel de pe planetă în care lucra în mină și cel recent. Uh-huh. Actul. E un pic speriat. Fă să se simtă în siguranță. Uh-huh. Spune că ai fost chemată de el din viitor. Înțelege. Perfect. Percepe că nu îi vreau rău. Și transmit. Și mă întreabă ce poate face el. Întreabă-ți dacă mai vrea să accepte acel contract, având în vedere tot ce a aflat. Dacă nu-l acceptă, ce o să se întâmple cu el? Nu o să se întâmple ceea ce tocmai a văzut. Da. Lasă-mă să vorbesc cu el. La 3. 1, 2, 3. Marcus? Da. Bună, sunt Carmen. Colegă Bună, cu Carmen. Teo. Marcus, spune-mi, cum te simți în acest moment? Confuz. Da. Ți este frică? Știu în cine să mai am încredere. Vrei să te ajut să te ajut să faci în așa fel încât această confuzie să dispară? O să faci singur, eu doar îți spun cum să faci. Doar te acompaniez. Ok. Bun. Ok, Marcus, acum o să deschizi un portal de frecvențe înalte. Și când îl deschizi, vreau să îmi spui ce vezi dincolo, ce vezi în interiorul portalului, fără să intri. Spune-mi doar ce vezi acolo. Un loc ideal pentru tine, poți vedea dincolo, de exemplu. Văd lumină. Ok. Și o plajă. Mm-hmm. Vrei să intri? Nu știu. Îți place ceea ce vezi? Mi-e frică să intru. Cine știe peste ce dau și acolo. Ok. Atunci menține acel portal deschis și o să-ți adun. E înnorat acolo. Sunt nori de ploaie. Atunci închide-l. Închide acel portal și hai să revenim la tine, la frica pe care o simți. Da. Adună toată frica din corpurile tale într-un singur punct. Îmi spui că n-ai făcut asta. E greu, dar nu e imposibil. Poți doar să dai o simplă
Foarte bine. Acum scoate cu mâinile tale, scoate afară pe toată. 1, la 3 toate este în exterior. 2, 3, a ieșit. Este în exteriorul tău. O văd. Bun. Aceasta este frica ta. Este produsă de tine. Tu poți decide ce să faci cu ea. Nu vreau. Nu vreau. Acum deschide un portal de frecvențe diferite de această frică și aruncă. Aruncă în acel portal și închide portalul. La 3. Închizi portalul. 1. 2. 3. A dispărut? Da. Foarte bine. Acum, în acel loc unde a fost acea frică, alege o emoție pozitivă de care ai nevoie în acest moment. Poate fi echilibru, poate fi bunăstare. Și la 3 vei umple acel gol cu această emoție. Spune-mi ce emoție ai ales. Echilibru. Bun. 1, 2, 3. Cum te simți? Mai bine. Ok. Acum că te simți mai bine, o să-ți deschizi portalul tău de frecvențe foarte înalte. Acolo unde te simți bine, te simți în siguranță, unde nu te simți confuz. Spune-mi ce vezi în interiorul lui. Spațiul meu unde mă duc. E întuneric cu steluțe. Ok. Intră și spune-mi cum te simți. Ușurat. Și mai cum? N-am mai fost de mult aici. Înainte veneam mai des. Mă simt foarte obosit. Și vreau să dorm. Acum putem... O să mai deschidem un portal de frecvență și mai înalte, Marcus, unde această oboseală o să dispară. La 3, acel portal de frecvențe mult mai înalte o să deschidă. O să-l deschizi tu, pentru că este un portal al tău. 1, 2, 3. Îl văd. Vrei să intri? Da. Intră și spune-mi cum te simți. Mă simt fericit. Foarte bine, Marcus. Acum vreau să-ți readuc aminte de informațiile pe care ți le-a transmis Teodora cu privire la contractul pe care îl vei semna și viitorul care te așteaptă. Mai vrei să semnezi acel contract? Nu, dar... De ce trebuie să mă duc înapoi? Aș vrea să rămân aici. Poți rămâne acolo și de acolo poți lua această decizie. Sau poți păstra frecvențele cu tine și te întoarce în acel loc. Poți face așa nu, cum îți dorești. Nu vreau să mă întorc acolo. Nu. Bun. Este o singură problemă. În acel portal, acele ființe care ți-au prezentat acel contract nu pot intra. Am înțeles. Păstrează acele frecvențe cu tine și mergi în acel loc. Sau cheamă acele ființe în fața ta, Marcus. La 3. 1, 2, 3. Sunt acolo? Da. Bun. Ia acel contract
și distruge-l în modalitatea în care tu vrei să o faci. Spune-mi ce se întâmplă. L-am rupt. Ok. Ce zic? Cum se manifestă acele ființe? Sunt șocate. Bun. Acum cheamă șeful lor în fața ta. Unu, doi, trei, este acolo. Cum îl vezi? Ca o hologramă. Mm-hmm. Ce vrei să faci cu aceste ființe, Marcus? Vreau să dispară. Mm-hmm. Și care este ideea ta de a le face, de a le face să dispară? Să plece printr-un portal. Uh-huh. Într-un loc de unde să nu mai poată să ajungă la mine niciodată. Uh-huh. Ok. La trei poți să faci asta. Unu. Doi. Trei. Nu vor să intre. De ce? Spun ce că nu pot să le oblig. Și tu ce crezi, poți sau nu poți? Nu cred că pot să le oblig. Privește corpul tău și spune-mi cum te simți, corpurile tale. Ți este frică? Am o durere. Piept un pic. Ok, lasă-mă puțin cu Teo. Teo, spune-mi de ce nu vor să intre? Și ce este acea durere? Simt că încă mai au putere asupra noi. Prin ce modalitate? El nu știe. Nu știe care puterea asupra lor. Uh-huh. Crede că sunt egali și că nu poate să interfereze peste voința lor. Uh-huh. Ca și cum ar vrea să le respecte decizia. Ok. Ce este acea durere? Ceva legat de plexul solar, o lipsă de putere personală, ceva neîncredere, un fel uh-huh. de neîncredere. Ok. Lasă-mă cu Marcus. Marcus? Da, v-am auzit. Marcus, tot ce intră în spațiul tău personal se supune voinței tale, pentru că nimeni nu are dreptul să intervină, să te păcălească, să te controleze. Nu știam. Ești încă în portal sau ești ieșit din portal, Marcus? M-am proiectat în afara portalului. Sunt okay. în portal. Acum o să deschizi un al treilea portal. De frecvențe mult, mult mai înalte decât cele două pe care le-ai deschis. Acolo unde neîncrederea, furia, frica, oboseala și tot ce este emoție negativă nu există. La trei l-ai deschis și ai intrat în el și îmi spui cum te simți. Unu, doi, trei. Foarte bine. Cum te simți, Marcus? Eliberat. Ok. Ne întoarcem? La echipa da. De șoc? Haide, spunem când ești acolo și spunem. Dar am o întrebare. Ce fac cu șeful care e o hologramă? Cine proiectează această hologramă? Șeful, e în altă parte. Ok, este foarte simplu. O să-i ordoni să vină în fața ta el și nu prin hologram. Crezi că poți? Ai încredere că poți face asta? Nu știu. Ordonă la trei. Văd că râde. Mm-hmm. Dar văd unde e.
O să-l trag eu. Te El nu rog. vrea să vină. Folosesc ca un fel de undă tractoare. Îmi spui când este acolo. Da, l-am adus. Ok. Acel contract l-ai rupt sau încă mai există? L-am rupt. Ok. Deschide-le. Mai erau câteva broaște din echipa lor, mai secundari. I-am chemat și pe ei. Cheamă pe toată lumea. I-am adus aici. Acel contract care, pe care l-ai rupt, este, îl vezi? Fizic? Rupt. Rupt, îl vezi? Da, mai sunt niște bucăți pe jos. Deschide un portal, aruncă acel contract și ordonă-le să plece după el. Acum. O parte din ei s-au repezit deja, vor să adune bucățelele. Contractul iese prin portal și dispare, iar acele ființe dispar odată cu el. Au mai rămas cei trei. Îi împing eu. Ei nu vor să intre. Se împotrivesc. În continuare spun că nu am cum să-i oblig. Tu ai cum să-i obligi, pentru că i-au intrat în scăpire, Marcus. Dar nu se mișcă din loc. Parcă-s prinși în cuie. Ok, lasă-mă cu Teo. Teo? Da. De ce nu se mișcă? Pentru că Marcus nu are încredere că poate să-i... Nu crede suficient că are puterea asupra lor. Ok. De unde vine această neîncredere? Care este cauza? Merge acolo. 1, 2, 3. E dintr-un respect profund pentru celelalte ființe. Ok. Verifică dacă cu contractul acela rupt, că, cu toate că acele ființe au rămas acolo, vreau să verifici condițiile actuale. Viața actuală a lui Lucas cu condițiile schimbate. 1, 2, 3. Văd cum e ca și cum s-ar resorbi chestia aia din creier și de pe coloană. Ca și cum se micșorează, se resorbe. Inima? Pătrunde o lumină înăuntru foarte puternică. Ca și cum s-ar lumina totul, dar în continuare are niște ziduri ridicate de el însuși, de protecție, ca de autoapărare. Nu se simte în siguranță. Nu-i place la școală, în continuare. Nu vrea să facă teme. Rămâne dependența de dulciuri pentru că îl face să se simtă bine, însă nu o să mai fie ca înainte. Atât de dezechilibrată. Îi se reduce agresivitatea. Da. Devine mai echilibrat, însă nu are încredere în oameni. Observă dacă... greu își capătă încredere. Corpul lui fizic este
Ca și cum ar fi fost bătut foarte mult timp și ia timp să se refacă. În continuare percepe gravitația ca pe ceva greoi și apăsător. Își mai simte corpul greu cu aceste noi condiții? Un pic, da. E diferit. E o viața pe pământ e diferită de ceea ce cunoștea el, însă devine mai plăcută. Ok. Mai este sedat? Asta voiam să zic, că mi-apare o imagine ca și cum s-ar ridica din patul acela de spital. Nu mai are cătușe care să-l țină. Nici noroiul acela pe care îl percepea pe el și în el nu îl mai percepe. Timusul și tiroida încet, încet încep să-și reia funcțiile. E un proces de durat. Ok. Unele părți din corpul lui au fost destul de grav avariate. Corpul are o capacitate uimitoare de a se reface. Însă nu pot să văd în până în ce grad. Tot ce percep este că este foarte lent, un proces foarte lent. Încet, lent. Vreau să merg în trecut, deconectează la imaginea asta, în uter, intrauterin, să verifici dacă acea echipă mai este prezentă pe această linie temporală la venirea sufletului în fătus. În făt, pardon. Îi percep proiectați ca și cum ar aștepta. Sunt încă așteaptă un moment potrivit. Nu renunță, nu vor să renunțe. E ca și cum ar fi un proiect mult prea important ca să renunțe așa ușor. Așteaptă, însă mai sunt în contact? Nu, doar așteaptă. Ok. Nu îl mai contactează, nu se apropie. Doar sunt acolo. Lasă-mă cu Marcus. Marcus? Da. Ai ales să faci aceste trei entități să plece printr-un portal. A fost decizia ta. Pentru că aceste entități te-au păcălit prin semnarea unui contract, să ai vieți diferite, pline de suferință. Este doar decizia ta. Eu nu pot interveni. Am vrut să fiu milos. Poți. Nu înseamnă distrugerea în totalitate a acestor entități, înseamnă dispariția lor din câmpul tău, unic, din câmpul tău, dacă îi mai lași să stea, îți nu vor vreau, crea vreau. Neplăceri. Nu vreau să mai stea. Mila ta poate fi și un canal de acces pentru entități ca acestea sau altele. Ești responsabil de corpul tău.
de corpurile tale și de viețile tale. Cine vrei să fii? Mâncare pentru ceilalți sau actorul vieților tale? Este decizia ta. Privește. Cred că nu mai este frică de proscoiul ăla mare. E foarte înfricoșător. Ok. Și o pare arăt... mai puternic decât mine. Pare mai puternic decât tine. Ok. Facem același, o să faci același exercițiu. La 3, comanzi ca toată frica din corpurile tale să se adune într-un singur punct. 1, 2, 3. Spune-mi unde o vezi și cu ce seamănă. Aici, ai ca o bubiță, ca o cireașă. Uh-huh. Ce culoare are această cireașă? Roșie. Roșie. Acum scoate-o. În exterior. Ok, las-o să levitez. Spune-i să se transforme într-o floare. Este frica ta. Tu o poți controla. Da, s-a făcut floare. Acum spune-i să se transforme în ceea ce tu alegi. Da. Ok. Ce ai ales? Un hipopotam. Mm-hmm. Mic. Foarte bine. Ce ai înțeles, Marcus? Poți să-i transform și pe ei? Cu privire la frica ta, că este a ta și poți oricând modifica aceste frecvențe. Sunt frecvențele tale. Ai control total asupra lor. Ești creator. Iar tu acum ai ales să transformi acea bobiță într-o floare și apoi într-un animal. Iar acum o alegi, o să alegi, să o arunci printr-un portal. 1, 2, 3. Spune, mai există frică în tine? Nu. Există emoții negative care pot prezenta o poartă de acces? Ok. Acum la 3. Furie. Ură. Ok. La 3. Toate emoțiile negative de frecvențe joase se concentrează într-un singur punct din corpurile tale. 1, 2, 3. Unde s-au concentrat și cu ce seamănă? Ok. Cu o nucă. Vrei să o vomiți sau vrei să o scoți? Scot. Scoate. Foarte bine. Eliminat tot. Scoate. Foarte bine, Marcus, foarte bine. La 3 ești ok. 1, 2, 3. Totul a ieșit. Este afară acum. Haide, transformele într-un fluture. Fluture albastru. Într-un curcubeu. Într-o plajă. Sau poate într-un soare. Orice-ți dorești. Se va întâmpla pentru că tu ești puterea ta. Ai puterea de a-ți transforma spațiul interior. Doar tu și nimeni nu are dreptul să intervină. Aruncă acele energii printr-un portal. Închide portalul. Revino. Scanează-ți corpurile. Spune-mi dacă mai există energii negative. Nu simt.
Cine ești tu? Fiind. Un creator. Actorul spațiului tău personal, Marcus. Uită-te la acea broască. La cât vibrează, Marcus? -7. La cât vibrezi, Marcus, tu? 320. Ridică mai mult. Ridică, 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 ridică. Mergi la maximul de frecvență pe care îl poți atinge și spune cât ai atins. Uită-te spre acea broască imensă. E mică, mică și departe. Spune-i, de-abia mai văd. Spune-i, bă. A sărit în portal. Ok. Celelalte două unde sunt? Își strâng lucrurile. Spune-le. Și se duc după ea. Spune-le mai repede, că ești grăbit. Da, au intrat. Închide. Au plecat. Cum te simți, Marcus? Uimit. Și bine. Cine ești tu, Marcus? Sunt un creator. Bun. Acum, Marcus, mergi pe linia temporală. Până la viața ta de Lucas. Vreau să-i transmit, vreau să-ți transmit ție din viitor toate aceste informații. 1, 2, 3. Ce crăsut sunt. Ai transmis? Că sunt un creator. Oferă-ți. I-am arătat ce fluture frumos am făcut. Oferă-ți mângâiere pentru a putea experimenta în siguranță această viață nouă pentru tine pe pământ. Rămâneți conectați. Voiam să te întreb dacă pot face asta. Poți face tot ce-ți dorești când este vorba despre tine. Nimic nu are limite. Nu există limite. E un copil trist, Lucas, din viitor. Așa este. O să stau mai mult cu el. Observă, Marcus, te rog, cu aceste nouă condiții, adică ruperea contractului, dacă acele entități, broaște, mai există în viitor, în viața ta de, de Lucas. Le percep undeva foarte departe, ca și cum ar fi pe o navă. Dar sunt foarte departe. De ce încă le mai percepi? Care este motivul? Mă gândesc la ele. Este în contact, rămân în contact cu Lucas? Nu, ele, acum eu sunt acolo cu ele, mă uit la ele ce fac și discută ce n-a mers bine. Fac o ședință. Și, ok. Care este concluzia acestei ședințe?
Încă nu au aflat, trebuie să afle, să vadă pe viitor, în cazurile următoare, ce, cum pot să preîntâmpene asemenea eșecuri. Și să afle, se învinuiesc, să cineva trebuie pedepsit. Deschide-le un portal într-o altă dimensiune, într-un alt univers și lasă-i să plece de acolo. Se certe mai departe. Ok, Marcus? Gata, nu mai sunt. Am dispărut. Crezi că tu din viitor, adică Lucas, ai vrea să porți o conversație de scurtă durată cu mine? Caută-l pe Lucas, prezinte-te și întreabă. Sunt cu el, îl țin în brațe. Lucas vrea să vorbească cu mine? Nu vrea să vorbească cu nimeni. De ce? Dar îi place să fie ținut în brațe. E supărat. De ce e supărat Lucas? Că a fost singur atâta timp și nimeni nu l-a ajutat. Cine ar fi trebuit să-l ajute? Explică-i că el nu are nevoie de ajutor, el este ajutorul lui. Arată-i ce a făcut. Arată-i că nu începe este să înțeleagă. Se consideră o victimă. Arată-i cum să-și manipuleze energiile, adică emoțiile, atunci când are nevoie. Arată-i ce poate crea. Orice, nu există limite. Se uită, da, vede ce arată. Ajutorul nu vine din exterior. El este ajutorul său, puterea lui. Și este mai puternic decât își închipuie, pentru că a uitat. E ca și cum ar fi fost amorțit mult timp. Și acum a deschis ochii și se uită în jur. Am creat împreună niște fluturi care zboară în jurul nostru. Umpleți acei fluturi de energiile pe care vi le doriți și lăsați-i să zboare deasupra sau în jurul vostru. Arată-i lui Lucas cum să-și ridice frecvențele și îndeamnă-l, dacă dorește, să-și ridice frecvențele până la frecvența maximă, suportată de el. Cum îl vezi acum pe Lucas? Mai relaxat. Nu mai învinovățește pe nimeni. Nu se mai consideră o victimă. Arată-i tehnica portalului. Deschide-ți, dacă dorește, un portal de frecvențe mult mai înalte decât frecvențele lui optimale. Da. Când intrați, îl iau de mână. Spunem cum se simte. Inițial e ca și cum el crede că nu poate pătrunde, îl țin de mână și arăt că poate pătrunde, pentru că el e eu. Suntem unul și același. Dacă eu pot pătrunde și el. Ce anume îl împiedica pe Lucas să-l
să intre, ce-l făcea, ce, care era originea acestei îndoieli. Încă n-a intrat, e un prag. Uh-huh. E ca și cum ar avea o densitate diferită, ca și cum ar... Uh-huh. Ca și cum ar crede că nu e compatibil. Lasă-mă cu Teo. Teo? Deconectează-te. Da. Ce dă această incompatibilitate? Privești? Ceva mental. Este un program mental? Cred că da. Verifică. Dacă mai există... Mintea lui îl împiedică să intre. Ok. Îi spune că nu-i posibil, că nu se potrivește. Mm-hmm. Ok. Lasă-mă cu Marcus. Marcus? Mm-hmm. Ai văzut originea? Ai auzit originea? Care vine din corpul mm-hmm. mental al tău? Vreau să stau puțin cu el. Să-l... Este alegerea ta și alegerea lui. Să cu el. Ok. Trebuie să se comunică altfel. Ok, Marcus, poți rămâne cu tine atât timp cât dorești tu și cât dorești tu din viitor, adică Luca. Lucas, pardon. Am fuzionat. E ca și cum am fi împreună, un tot. Și acum îi arăt că poate să intre. Ok, lasă-mă cu Teo. Teo? Da. Marcus a ales această fuzionare cu Lucas. Spune-mi ce va produce această fuzionare. Îmi vine cuvântul reîntregire. Uh-huh. Nu percep nimic negativ. Ok. Bine, Teo. Mai fă o verificare repede în viitor pentru Lucas cu aceste noi condiții și fuzionare și tot ce am vorbit și spune-mi cum îl vezi. 1, 2... Vrea să se mute din casa unde stă. Mm-hmm. E mult mai senin. E liniștit. Continuă să aibă dificultăți de socializare. Nu-i place să socializeze foarte mult. Dar se simte mult mai bine în interiorul lui, cu el însuși. Percep liniștit și echilibrat în interior. Îi vine mult mai ușor acum să-și trăiască viața asta pe pământ. Nu o mai consideră o povară. Ok. Bine, Teo. Deconectează-te. O să număr de la 1 la 3 și când ajung la 3, ești în prezent. Total deconectată de la tot și de la toate. 1. Corpul tău devine din ce în ce mai puternic. Te deconectezi de la toți, de la toate. Toate parazitările, toate blocajele, toate interferențele se înlatură. 2. Foarte bine. O senzație de bine îți cuprinde acum corpul și te simți puternică, te simți odihnită, te simți foarte bine. Aceste stări te vor acompania pe parcursul zilelor, orelor, săptămânilor. 1. Poți să deschizi ochii. Bine, Teo, eu o să opresc înregistrarea și noi o să mai rămânem. Mulțumim frumos, la revedere!